Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta astăzi cu unul dintre prietenii de suflet a emisiunii noastre, primarul comunei Drăguțești, domnul Dumitru Ion Popescu. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua și vreau să vă mulțumesc pentru invitația făcută. Mă simt întotdeauna cum aș ajunge la mine acasă. Oamenii care vă ascultă se simt extraordinar de bine. Eu vă spun dumneavoastră și radioului că îi tratați pe oameni sufletește. Sunteți medicii sufletelor și doctorii oamenilor care stau în fața aparatelor și vă ascultă. Sunteți o echipă minunată aici. Cinste domnului Băloi care se ocupă de acest radio. Chiar stăteam de vorbă cu dânsul și vrea să promoveze sportul din județul Gorj. Este omul care este pe aceeași undă cu mine. Vreau să fac un anunț. L-am ținut puțin în secret acest anunț, dar am zis că vine clipa să o spun la radio la noastră. În următoarele zile, la Drăguțești, în sala de sport, o să se deschidă un club de lupte, lupte libere. Un domn profesor... Pasiunea vieții dumneavoastră. Pasiunea vieții mele și am spus că sportul înseamnă sănătate. Corect. Nu o fac pentru mine, că eu m-am îndepărtat puțin de sală, dar o fac pentru copii. Vreau să avem copii disciplinați. Nu neapărat dacă te duci înspre un sport, un sport de contact, dar un sport elegant, înseamnă că trebuie să devii un om violent. Corect. Din contră, acest sport ne duce la o disciplină anume. Eu cred că Dumnezeu mi-a trimis acest profesor să vină să mă roage să îi punem la dispoziție sala de sport, să practice sport cu copiii. Le mulțumesc celor care nu au uitat că sportul înseamnă sănătate. Îi mulțumesc domnului Băloi când spunea că vrea să promoveze sportul din județul Gorj. Nu trebuie să renunțăm la gândul de a fi român. Gorjul a dat zeci de sportivi, campioni, atletism, șah, lupte libere, box, judo, sambo, arte marțiale. Nu trebuie să ne îndreptăm. Fotbal, să mă scuzați că n-am spus fotbal. Să nu uităm ce echipă de fotbal a avut județul nostru. Și are. Am văzut că muncesc săraci și nu vor să ne facă de râs. Și este cel mai important lucru. Oamenii de sport nu au dispărut. Este domnul Prunariu care își dă și sufletul pentru sport. Tot respectul pentru acest om. Nu mă interesează la ce partid este. Îl cunosc. Consider că mi este prieten. Și este un om pentru sport. Sunt oameni în județul Gorj care iubesc sportul. Și nu lasă această flacără aprinsă de foarte mulți ani. Nu o lasă să se stingă. Ce este mai frumos? Să-l vezi copilul la televizor cu o diplomă și o medalie. Nu este medalie toată de aur. Dar spunem, este campionul României și a luat medalie de aur. Sau și mai frumos, este o medalie simbolică. Copilul, să-ți vezi copilul pe podium la competiții internaționale, la competiții olimpice, pentru că avem aici în Gorj, și acum primul nume pe care l-am în minte este al tinerei canotoare Denisa Tâlvescu. Poate tot ceea ce are mai de preț Gorjul în acest moment la categoria de vârstă respectivă pe palierul ei de competiție. Domnul Catrina, vreau să spun că am avut onoarea de a-i cunoaște familia și de o cunoști pe această campioană noastră. Este o domnișoară de milioane. Este un om cu un suflet nobil. Familia dânsei este cu un respect față de sport cum n-am mai văzut în viața mea. Deci iubesc sportul. Și-au dat copilul, pur și simplu, această domnișoară nu mai stă acasă de ani de zile. Da. Stă numai în cantonament. Vine o viață dedicată sportului. Vine când și când acasă, la bunicii ei. Are bunici minunați. Am avut ocazia să intru în casa acestor oameni. O familie deosebită. Cu mult bun simț. Avem de învățat de la acești oameni. Și-au dat copilul să practice această ramură de sport, exact cum mai trimite un copil la război. Poate să vină învins de acolo sau poate să vină învingător. Dar, de fapt,
Denisa Tâlvescu întotdeauna a fost pe cea mai înaltă treaptă. Îi mulțumim, este și cetățean de onoare al Comunei Drăguțești, cetățean de onoare al, am înțeles, la Târgu Jiu. Da. Merită tot respectul nostru și să-i dea Dumnezeu multă sănătate și putere de muncă. Eu am practicat sport ani de zile. Știu ce se întâmplă când faci sport. Nu ai voie să mănânci orice. Trebuie să dormi la oră. Toată viața este programată. Această domnișoară n-a avut copilărie. A fost, exact cum spun, ca un soldat. Absolut. Să meargă să ne reprezinte țara. Să vină cu acele titluri frumoase. Deci, nu am cuvinte. Nu am cuvinte. Aceeași țară, mă scuzați că vă întrerup, aceeași țară care vremelnic, și asta este slavă Domnului, o bucurie să spunem acest lucru, este condusă de oameni care nu prea pare să le pese foarte mult, nu e neapărat cazul dumneavoastră, de ceea ce înseamnă teritoriu, de ceea ce înseamnă UAT-uri, de ceea ce înseamnă unități administrativ-locale. Aceiași oameni uită că baza dă vârful. Baza, din punctul meu de vedere, și cred că este un punct de vedere rațional, este dată de primari, pentru că vrem, nu vrem să recunoaștem, primarii aduc voturi. Domnule Ionuț, astăzi vedem un dezinteres, exact. Un copac fără rădăcini este un copac mort. Și atunci de ce? Nu-i pasă ramurii de sus de bază? Nu am putere de a judeca pe nimeni. Zic în felul următor, să le dea Dumnezeu minte la ceasul din urmă. Atât spun. Păi trebuie să fie totuși prea târziu la ceasul. Noi, deja ceasul din urmă a ajuns. Noi suntem puși de popor, suntem puși de acei oameni care duminica mergeau la vot, acei bătrâni care se sprijuneau într-un baston. De ce credeți că au plecat la vot? În speranța de a fi mai bine. Asta și-au dorit oamenii. Nu trebuie să uităm. Spun de nenumărate ori și de nenumărate rânduri să nu ne împăunăm cu acea titulatură de președinte, nu mai știu să mai spun, primari. Suntem oameni. Parlamentar. Cu o zi în urmă eram oameni din rândul oamenilor. După o zi de alegeri, suntem zei. Am ajuns împărați zei. Sunt primar, dați-vă la o parte că a venit primarul. Nu. Când vine primarul, trebuie să arate primarul că trebuie ca oamenii să respecte. Dar cum arăți? Prin munca care o faci pentru comunitate? Că a venit primarul, a venit Zeus. Nu este Zeus, este un om obișnuit. Asta vreau să le transmit oamenilor și oamenii să deschidă ochii. Suntem oameni. Titulatură de primar, domn primar, știu că omul crede și trebuie să aibă încredere în primari. Și acel primar care a ajuns la primărie să nu uite niciodată de cine a fost pus acolo. Corect. Să nu uite pentru ce a fost pus. Este îngrozitor să uiți pentru ce ai fost trimis. Noi suntem vocea populației. Așa ar trebui să fie 5.000 de locuitori într-o primărie și să stabilească soarta comunității. Nu. Au trimis un reprezentant care trebuie să muncească pentru ei, care trebuie să facă proiecte pentru acești oameni. Nu să doarmă. Sunt oameni care stau pe margine și judecă. Uitați, nu fac nimic. Mai sunt acei trei păduși. Îmi permis să spun acest lucru. E un cuvânt acel index. Merg și intoxică oamenii. Dar de fapt, după cum se vede, oamenii s-au deșteptat foarte mult. Nu poți să-i mai minți. Așa cum o făceai pe vremuri. Da, se spunea că dacă ești om politic, trebuie să știi să minți foarte frumos. De fapt, îi sfătuiesc pe toți. Încercați să nu-i mai mințiți pe oameni. Eu știu că adevărul doare. Știu. Dar spune omului adevărul și nu-i da speranțe deșarte. Nu-l minți că îi face aeroport într-o zonă unde săracul nu are nici curent electric. Spune omului realitatea. Spune de fapt că nu sunt atât de mulți bani pe cât credeau alții. De acord, domnul Popescu, dar asta ar însemna poate să nu mai câștigi alegerile. Da, e un risc. Un bun prieten mă sfătuia și îmi spunea în felul următor. Să mergi să-i minți pe oameni pe la porți, că tu le faci, tu le dregi. I-am spus, nu pot să-i mint. Nu mă pricep foarte mult la politică. Venisem dintr-o zonă a sportului unde nu ai voie să minți. Dacă ai mințit, te-ai mințit pe tine. Nu poți să păcălești. Nu poți să zici că într-o zi te antrenezi și într-o zi nu te antrenezi. Trebuie să fii antrenat zilnic dacă vrei să ajungi la rezultate.
Așa este și cu omul. Nu poți să-l minți. Dacă astăzi l-ai mințit, omul a doua zi vine iar la tine. Corect. Și nu merge acest lucru. Nu merge acest lucru la infinit. Mai bine spune omului termenul în care poți să-l ajuți decât să-l amăgești. Sau poți să-i spui foarte clar: domnul meu, încerc să te ajut. Nu pot să-ți promit, pentru că nu depinde, poate, în integralitate de mine. Domnul Ionuț, oamenii ajung foarte repede la informații. Corect. Nu mai sunt vremurile când stăteau, cred că jumătate dintr-un sat stătea la un om în casă să uite la televizor 2 ore. Așa este. Și din alea 2 ore se lua curent 1 oră. S-a terminat povestea. Nepoțelul are informația în mână. Bunicuța are informația acolo, oho, în casă. Și câți bunici noi vedem, da, cu informația chiar în mână. Vedem pe Facebook. Chiar în mână. Și ne transmit foarte este. Multe informații prin intermediul așa este. Facebook-ului. Așa este. Nu, trebuie să ne deșteptăm. Trebuie să deschidem ochii. Nu să ne împăunăm că din 4 în 4 ani putem să-i mințim pe oameni și să venim să-i îmbătăm cu poveștile noastre nemuritoare. Nu. Ne-au pus oamenii acolo, trebuie să fim zi și noapte în slujba lor. Suntem în slujba cetățeanului. Eu am spus întotdeauna, eu nu sunt coleg cu angajații primăriei, sunt reprezentantul oamenilor și întotdeauna sunt portavocea oamenilor din comuna Drăguțești. Eu merg cu problemele oamenilor și le pun în fața angajaților primăriei. Nu este o prietenie acolo între mine și angajați. Este doar respect și atât, nimic mai mult. Trebuie să-i respect, sunt funcționari publici, dar nimic mai mult. Oricum, în primăria Drăguțești a fost o revoluție. În ce sens? Într-un sens bun al cuvântului. Vreau să spun că de foarte mulți ani anumiți cetățenii în comună, cea domnule, faceți toată curățenie în primăria aia, nu era mizerie, se refereau la anumiți domni. Mizeria morală. Da, dar nu era normal să te duci la primărie să stai cu căciula în buzunar, plângând pe la uși, că nu te rezolvă nu știu cine. La ora actuală, în primăria Drăguțești, când intri pe ușă, deja un angajat al primăriei, vă rog să faceți acest test. Trimiteți pe cine vreți dumneavoastră. Trimiteți o cameră ascunsă să vedeți cum se prezintă angajații primăriei. Cine intră pe ușa primăriei este întrebat în primele secunde cu ce vrea să fie ajutat. Așa mi se pare normal. Suntem plătiți din banii publici, din banii oamenilor. Trebuie să-i respectăm pe oameni. Sărac, bogat cum este, trebuie să-l primim acolo și să vedem ce nevoi personale are. Nu vine nimeni de drag la primărie. Nu pleacă nimeni de drag de acasă. Credeți că pleacă cineva să-l vadă pe primarul Popescu cât de frumos e sau cât de gras? Cu siguranță nu. Pleacă pentru problemele lui. Iar noi trebuie să facem în așa fel încât să-l ajutăm în temeiul legii. Nu să ne abatem de la lege. În primul rând trebuie să respectăm legea. Absolut de acord cu dumneavoastră și pentru că subiectul încă mai palpită și încă mai incită în egală măsură, vă prezint o speță, un caz. În Gorj au fost 22 de localități, 22 de comune, de UAT-uri, cum sunt ele cunoscute în rândul primarilor, care au primit 0 lei la ultima rectificare bugetară. Situația Gorjului se regăsește în fiecare din cele 40 de județe ale României. Și atunci vin eu și întreb, adevărata problemă și chestiunea presantă la momentul ăsta era organizarea unui referendum privind orientarea sexuală și o potențială componență a familiei, pentru că avem legi foarte clare la momentul vorbirii care nu încurcau pe nimeni. Nu cumva acești bani, circa 43 de milioane de euro, puteau fi folosiți altfel? E o întrebare de cetățean. Domnul Ionuț, chiar dacă vorbim de primării, vreau să vă răspund la un singur lucru. Eu provin dintr-o familie modestă. Nici săraci și nici bogați. Părinții mei, dar m-au învățat un singur lucru. Și când nu ai bani în buzunare, să nu plângi, să nu te vadă nimeni. Corect, de acord. Toată lumea să știe că ai. Nu trebuie să plângem. Știm că România a trecut prin foarte multe greutăți. Plecând de la primul război mondial, ajungând la al doilea război mondial, se spune că după al doilea război mondial, cei care au încercat să ne cucerească și au dat seama că trebuie să ne facă un singur lucru, să ne fure inteligența. Asta s-a furat din țara noastră. Nu acel copac. Acel copac va crește altul în locul lui. Ne-au furat inteligența. Ne-au furat acele creiere mari.
Gândiți-vă, plecăm de la Brâncuș și ajungem la oameni de știință foarte mari. Unde au trăit și unde au murit? În alte țări. Corect. De ce? Au fost furați. Au fost furați prin oferte. Ofertele care au putut să le facă alții. Iar țara noastră săracă și amărâtă nu a putut, la vremea respectivă, să le ofere acele sume de bani sau acele case care le-au primit acei oameni de știință care au plecat. Uitați-vă la acești copii care pleacă din facultăți. Deja fac contracte cu nu știu ce firme sau societăți. Sunt copii care sunt înracolați de la jumătatea liceului. Exact. Îi ia. Cine îi ia de fapt? Banul. Corect. Nimeni altul. Eu sunt un patriot. Sunt un om iubitor de țară. Niciodată nu o să pot să vorbesc România de rău. Nu-mi permit acest lucru. Așa mi-am crescut și copiii. Nu știu dacă acum copilul meu mă ascultă sau fata mea. Dar le transmit asta acasă întotdeauna. Să-și iubească țara. Nu trebuie să renunțăm la gândul de a fi român. Nu mai vorbesc de sumele care s-au cheltuit. Cred că este prea puțin important. Vedeam, vă ascultam ieri și ascultam la Radio Accent un om politic pe care îl respect. Spunea în felul următor. Țara s-a dezbinat. Este primul om care a tras un semnal de alarmă. Acum 2 luni de zile la emisiune la dumneavoastră spuneam acest lucru. A apărut răul pe pământ. Nu-mi permiteam să spun că țara noastră s-a dezbinat, că s-a împărțit în două tabere. Dar este. Dar, venind un profesor, un om pe care chiar îl respect, credeți-mă, un om care a făcut politică ani de zile și spune că România s-a împărțit, înseamnă că cineva s-a mai trezit. Lângă doi oameni trebuie să mai trezească și alții. Și trebuie să fim foarte atenți la cuvintele domnului respectiv. Să ne uităm cum se împarte țara. Vorbeam de acele răutăți când vecinii au început să certe între ei. Cine ne provoacă? Cine ne trimite în acea undă a întunericului? În acea undă a răutății? Cine ne face să fim atât de răi? Să nu mai vorbim de homosexuali, lesbiene și nu mai știu cine. Ce treabă am eu, domnul Catrina, ce face un om în apartamentul lui sau în casa lui? Deci nu mă interesează acest lucru. Nu mă interesează ce fac oamenii în casele lor. Fiecare este stăpân pe corpul lui. Aveți impresia că dacă dăm o lege să nu existe aceste persoane, gata, după legea respectivă nu o să mai fie. Da, nu este adevărat, domne. Așa este. Uitați-vă că lucrurile interzise sunt lucrurile cele mai căutate. Din păcate, sau din fericire, depinde de context. Nu știu, nu pot să intru în detaliu. Așa este. Dar toate lucrurile care au fost interzise au fost cele mai căutate lucruri. Gândiți-vă că părinții noștri, dacă noi făceam o prostie, ne interziceau să ne mai uităm la televizor. Făceam pe dracu în patru să ne uităm la televizorul respectiv. Sau să mai ieșiți afară. Cu cazul că nu aveam ce să vedem acolo. Așa este. Dar în dorința de a face ce nu ne-au spus părinții. Așa este. Nu știu, nu pot să judec pe nimeni. De ce să implicăm biserica? Biserica are un statut. Oamenii merg să se roagă la biserică. Nu trebuie să împovărăm biserica și să le spunem că de vină sunt preoții, că de vină este biserica, că nu s-a votat. Să lăsăm biserica în pace. Repet, au atins poliția cu vorbe urâte. Au atins jandarmeria. Pe 10 august. Da, au atins-o. Au atins pompierii când au ars acei copii în club. Colectiv. A mai rămas biserica sub bajocorim și nu mai știu unde mai putem să mai ajungem. Nu a mai rămas nimic în România. Trebuie să râdem și să ne batem joc de tot. Nu este adevărat. Nu este asta fața adevărată a României. Nu toți oamenii, nu toți jandarmii sunt la fel ca jandarmul care a lovit acel om cu bastonul în cap. Sunt și jandarmi de calitate. Repet, toată stima pentru acei jandarmi care salvează viețile prin munți. Și uitați-vă că la calamități, la inundații, la cutremur, soldații sunt primii care sar în ajutorul cetățenilor. Nu trebuie să ne pierdem încrederea în acești oameni. Nu trebuie să ne pierdem încrederea în pompieri. O săptămână am fost cu acești oameni pe Jiu și știu că au stat nemâncați săraci. Vă referiți la incidentul acela? Când am avut acel eveniment neplăcut. Da, nu contestă Salvamontul. Nimeni. Nu contestă nimeni ceea Dar ce fac acești oameni. Dar este ușor să stau pe un scaun și să încep să vorbesc că pompierii nu sunt de vină, că uitați-vă ce dezastru e la pompieri, uitați-vă ce dezastru
este la jandarmi. Uitați-vă ce dezastru este în poliție. Nu se poate ca un om să iese cu telefonul din mașină și să bajocorească un polițist. Nu ai voie să faci aceste lucruri. Dacă ești un om corect și conduci corect pe stradă, nu trebuie să intri în conflict cu polițistul, cu agentul de circulație. Dar nu cred că noi respectăm legile. Ne-am obișnuit să fim toți cameramani. Știu o poveste ce s-a întâmplat acum și am auzit un dosar penal pentru 5 lei. Un primar dă 5 lei la o bătrânică care nu avea să mănânce după ce a ieșit de la vot. Chiar credeți, domnul Ionuț, că s-a cumpărat votul cu 5 lei? Chiar credeți că era atât de important votul ăla ca primarul să meargă să-i dea 5 lei la o bătrânică care a ieșit de la vot? Vreau să știu dacă este primar în județul Gorj, nu în țară, care nu a ajutat un bătrân cu bani. Probabil că nu există. Eu vă spun că nu există. Asta ce înseamnă? Că eu dacă scot, că eu vă spun ceva, eu sunt mână spartă, așa mi se spune. Eu dacă plec de acasă cu bani, nu mai mă întorc acasă cu niciun leu. Îmi vine să dau toți banii la copiii necăjiți și la femei. Nu, nu am avut nicio treabă cu asta. Dar unde văd un copil necăjit, îi las banii. Așa m-am născut, n-am ce să fac. Este singurul defect pe care l-am. Unul dintre defectele, cele mai mari ale mele. Și asta ce înseamnă? Să-mi facă cineva dosar penal că am ajutat un om? Deci nu este normal. Sau cineva să mă fotografieze, uitați cum dă ăsta bani. Nu e normal. 5 lei la o bătrânică, așa ceva. La o bătrânică pentru pâine. Are cineva idee cum vin oamenii amărâți și își cer? Asta este realitatea. Vin și cer pentru medicamente. Cred și ei într-un om. Zic, mă duc și eu la domn primar, că e un om bun, mă duc să-i cer un leu, să pot să ajung la Târgu Jiu să-mi iau rețeta. Se întâmplă lucrurile astea. Și când spun, vă spun din tot sufletul, vă spun din inimă acest lucru. Se întâmplă. Nu trebuie acum să îl filmăm. Filmăm pe preot când îl ajută pe unul că îi dă o bucățică de carne. Haideți să fim serioși. Haideți să nu mai bajocorim toți oamenii. Să ne întreptăm înspre lucrurile adevărate și reale. Înspre lucrurile care ne dor. Vreau să-i văd pe acei oameni bogați care se laudă că au să sară în ajutorul oamenilor. Astea sunt lucrurile care trebuie să le facem. Haideți să ne ațintim privirea înspre acești oameni care am auzit, credeți-mă, venea să îmi dădeau lacrimile. Mă uitam la acest om care zicea, vreau să promovez sportul și este proiectul meu să nu mi-l fure altul. Vă dați seama ce dar pentru comuna Drăguțe, pentru comună, pentru județ, să vină un om să spună că promovează. Ce bucurie va fi în sufletul acelui copil care se va vedea și el la televizor. Eu știu că acum câțiva ani buni eram pe Eurosport, eu cu prietenii mei care participam la competiții în țară și se făcea transmisia la ora 11 seara. Familia mea, prietenii mei stăteau la televizor să ne vadă. O mare plăcere, o mare mândrie pentru noi. Ne văd părinții, ne văd rudele, ne văd prietenii. Nu de dragul de a fi vedetă. E acea dragoste de om că te vede cineva, că cineva te susține. De ce să ne ascundem copiii și să vorbim numai despre noi, oamenii politici? Nu mi se pare normal. Toată ziua, bună ziua, să aud cu tare, cu tare, cu tare. Mai lăsați-i în pace. Nu-i mai băgați în seamă. Nu merită să mai fie acolo. Peste 4 ani, fiecare om are dreptul să voteze cu cine dorește. Ei sunt cei care i-au pus în funcții, oamenii sunt cei care îi vor da jos. Sunt sigur de acest lucru. Și am mai spus o chestie. Dacă este condamnat, dacă a făcut pușcărie, să fie dat la o parte. Nu bătut la zid cu acea piatră din vechime. Să fie dat la o parte. Legea nu le mai permite să facă aceste lucruri. Nu să ne ascundem în spatele mulțimii. Mulțimea să dea la o parte, să se vadă acea persoană care are probleme. Nu să plecăm prin comunități să-i mințim pe oameni. Dacă vin eu, o să vă fie bine. O să mai ridic 3 case. Bine o să vă fie. Dacă vin eu, o să dau drumul la piscină. Ca o paranteză, ați avut astfel de contracandidați în comună? Am avut, dar m-a rugat să nu mai vorbesc de el. M-a rugat să nu-i mai pronunț numele. Păi el m-a rugat. Zice, te rog frumos, promitem că un an de zile nu o să mai vorbești de mine, că poate uită lumea. Eu nu mai vorbesc. Dar lumea nu uită. Lumea nu uită. Din păcate, oamenii s-au deșteptat. Din păcate pentru ei. Oamenii sunt mult mai deștepți. Nu mai putem să-i păcălim pe bătrâni, pe copii, pe acei oameni care merg la mină, care se trezesc la 5 dimineața, care vin la ora 16:30, flămânzi, înghețați, prăfuiți. Nu putem să-i mai păcălim.
Le-am promis ceva în campanie, nu realizăm, s-a terminat povestea. Am spus de foarte multe ori, un primar nu ar trebui să mai stea de mai mult de 2 mandate. De ce să-l scol la pensie? Fă treabă în 8 ani de zile și dă-i drumul, pleacă de aici. Poți să faci ceva mai bun sau poți să te duci în treaba ta, la ce ai făcut acum 8 ani. Nu trebuie să stai 30 de ani să fii primar, să uiți pentru ce pleci de acasă. De ce trebuie să stau 30 de ani la primărie sau 20? Nu e nevoie. Sunt locuri dacă Gorj care au primar de 5 mandate, 6 tot mandate. Respectul pentru acei oameni. Oamenii aceia trebuia să fie deputați de mult. Și a făcut datoria în comuna lor. Să știți că un om, un primar care a fost votat de 5-6 ori, ăla trebuie luat ca model. Acel om. Oamenii nu au fost proști când l-au pus de 5 ori primar. Așa spun eu. Așa cred. Dar da, vedeți că acei oameni, sunt un areal restrâns. Nu sunt pe o întreagă zonă. Domnul Catrina, sunt 3.000 de oameni care sunt mulțumiți de un om și l-au pus de 4 ori la rând primar. Da. Acel om ar trebui pus undeva mai sus să facă ceva pentru comunitate, pentru toți. Pentru mai multe localități. De acord cu dumneavoastră. Și acum vin eu cu un exemplu. Vă rog. Avem primar de municipiu, reședință de județ, fost primar, care acum este senator. Personal, nu văd niciun plus de valoare adus acestui județ amărât prin ascensiunea acelui fost primar de municipiu în Parlamentul României. Personal am spus. Eu vreau, iată că avem să, și contraexemple. Vreau să spun, da, vreau să spun că de domnul Cârciumaru vorbiți. Da. Să mă scuze că vorbesc de dânsul, că eu nu-mi place să vorbesc de alți oameni, dar ați atins o parte sensibilă. Era acum câțiva ani un exemplu pentru primari. Gândiți-vă la acel om care mergea cu agenda în mână și îi punea pe toți. Orașul Târgu Jiu a fost mizerabil la un moment dat. Eu am crescut în Târgu Jiu. Era un oraș murdar. Da, dar atenție, curățenia intră în atribuțiile unui primar, nu îl prezintă ceva extraordinar. Știu. Și știți asta, că vă confruntați la, știu la ce vă referiți. Dar am spus, nu-mi place să vorbesc despre alți oameni, nu-mi face mie plăcere. Îmi place întotdeauna să vorbesc despre mine. Vreau să vă spun un alt lucru. Te duci într-o zonă mare, s-ar putea să te rătăcești. Dacă te duci într-o pădure necunoscută, s-ar putea să te rătăcești în acea pădure și să te dezmeticești foarte târziu. De asta spun, poți să dai și greși, dar oameni care au fost aleși și respectați de comunitățile lor, ar trebui să încercăm cu ei și mai departe. S-ar putea ca acești oameni să aibă o viziune despre necazurile oamenilor. Nu să-l luăm, să-l șlefuim puțin, îl tundem, îl bărbierim, îl punem în poză, ăsta de mâine încolo este deputat. Nu. Trebuie să vedem dacă își dorește să facă treabă pentru noi ca oameni sau vrea să facă treabă doar pentru el. Deci ăsta este cel mai important lucru. Dar din păcate, noi putem fi păcăliți. Suntem păcăliți de cuvintele frumoase, de înfățișarea frumoasă. Știm foarte bine că am fost păcăliți de un zâmbet an de zile. Îl alegem pe domnul că zâmbește frumos. Sau de o agendă. Sau îl alegem pe domnul că a fost iubit de doamne, că îl știm și pe dânsul, care nota foarte mult și alerga și ne arăta cât de puternic este și cât de frumos este. Știm foarte bine despre cine vorbesc. A fost iubit acum câțiva ani. Dar, de fapt, țara noastră trebuie să ne iubim. Nu să iubim pe oameni. Conducătorul n-a fost iubit niciodată. Regii au fost omorâți de boieri. În România asta s-a întâmplat. Trădarea este la orice colț de stradă. Ne e în sânge, domnul, da. Cum vezi cu trădarea. Uitați-vă, astăzi cu un om la masă, iar mâine ne urăște fără să-i spunem un cuvânt. De unde a plecat ura? Întotdeauna ne gândim unde am greșit. Cu ce l-am supărat pe domnul respectiv de atât de revoltat. Nemulțumiți că s-au născut într-o altă lume. Nemulțumiți că nu le mai merg afacerile cum le mergea. Se schimbă lumea. Vorbesc de copii. Acei copii care peste ani de zile o să treacă pe lângă noi și o să ne condamne. O să ne spună că am fost vinovați. Că am fost vinovați de soarta lor și de soarta țării. Trebuie să ne trezim. Ăsta este semnalul de alarmă pe care îl trag. Trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți cu semenii noștri. Să nu zicem, lasă-i că lucrează acolo într-o groapă, în carieră, au bani. Nu.
Uitați-vă ce condiții au și dacă au nevoie câteodată să sărim în sprijinul lor. Să știm că un om care pleacă în minerit mai are în spatele lui câțiva membri pe care îi ține tot cu salariul pe care îl are. Să nu renunțăm la el, lasă că au bani. Așa auzeam. Ce, miner? Da. Lasă-l mă că are bani. Nu. Au fost vremuri în care aceste vorbe erau adevărate. Erau adevărate, dar erau bani munciți. Erau condiții grele. Și bani munciți. Erau condiții grele. Am lucrat 16 ani în minerit. Și nu lucram la batalionul disciplinar, cum îi spuneau mulți. Lucram la o echipă de ripări. Aveam perioade când mutam acele tronsoane, acel suport de benzi. Foarte greu. Mutam cu spatele. Ne rugam un maestru și spuneam felul următor. Haideți, bă, băieți, că sunteți tineri. Vă rog frumos, hai să facem treaba ca să putem să plecăm acasă. Chiar eram tineri și le mutam. Munceam foarte mult fizic, dar eram tineri și puternici. De fapt, acum minerii au îmbătrânit. Nu mai sunt acei tineri care puteau să muncească fără să simtă. Nu mai sunt acei tineri care, pe care ploua de dimineața până seara și n-aveau nici pe dracu, nici măcar nu se îmbolnăveau. Nu aveam nimic. Stăteam în ger, stăteam la un foc de o bucățică de bandă, că le dădeam foc atunci, nu mai era cu mediu, nu te întreba nimeni de ce ai dat foc la bandă. Ne încălzeam, corect. Mai munceam, strângeam șuruburi, role. Dar eram sănătoși, erau alte vremuri. Țineam unii la alții. Nu se vedea că lipsea un miner. Nu se vedea lipsa unui muncitor de la serviciu. Atât de uniți eram. Inginerii nu erau oameni răi. Nu s-a auzit niciodată că a plecat nu știu cine de la muncă. Și plecau, se învoiau. Aia însemna că trăiam într-o armonie. Da, din păcate știți la fel de bine ca mine că iar acum, s-au stricat lucrurile. Un biet om dacă pleacă de la serviciu, pe stradă îl fotografiază unul, și în media apare poza lui. Și la serviciu sunt cel puțin doi care reclamă șefului că a plecat X. La serviciu sunt cel în spate doi, trei care îl urmăresc pe inginer sau pe muncitor când a greșit ca să poată să-l dea afară, să ia locul. Haideți să-l decapităm repede, să putem să-i luăm locul. Așa este. Un loc râvnit, dar un loc care n-ar trebui căutat de alții. Așa este. Sunt realități destul de triste, sunt chestiuni pe care nu le putem nega. Trădarea, fățărnicia, se pare că sunt poate mai la modă ca nici când în România și asta se vede și în viața politică. Domnul Cătrina, românul este un om calm, un om bun la suflet. Dar în 89 s-a văzut fața adevărată a românilor. Ați văzut că nu s-au mai speriat nici de bâte, nici de gloanțe, nici de moarte. Deci nu i-a mai speriat nimic. Ferească Dumnezeu pe acel om care vrea să supere românul și să întindă coarda la maxim cu el. Nu putem să-i mințim ani de zile că din ce în ce o să fie mai bine. Trebuie să le mai facem și lucruri și trebuie să încercăm să nu-i supărăm. Absolut de acord cu asta, domnul Păscu. Singura problemă este că Ceaușescu, căci la el făceați referire în primă instanță, a cam mințit mulți ani până când și-a găsit sfârșitul tragic. Să știți că, de fapt, nu știu dacă o fi mințit el. El a decontat. Da. N-am decontat. Sistemul în care trăiam toți. De fapt, dacă tragem o linie, eu nu sunt un nostalgic, că s-a construit în vremea aceea, nu se mai construiască niciodată România. Nu se poate vopsi acum, că să nu, să, nu se mai, să, nu se mai, să nu se supere nimeni pe mine că spun dar acest lucru. Dar nu au ce să se supere, pentru că sunt realități. Dar știți când se făcea propagandă cu Casa Poporului, că a făcut nu știu ce clădire, care a costat nu știu câți bani și nu putem întreține. Dar, de fapt, eu merg foarte des la București pentru proiecte și văd autocare cu turiști care opresc și filmează acea minunăție de construcție. Avem cu ce ne lăuda, avem cu ce ne mândri. Cu centrul Bucureștilor, cu strada Unirii, toți știu despre ce, acele fântâni frumoase. Seara în București este o minune, mai ales în centru. Și toate sunt făcute pe acea vreme. Știu că noi am chinuit. Eu am prins... Este a doua clădire ca suprafață și ca vizibilitate după Pentagon. Da, s-a construit. Important e ca noi să păstrăm ce avem, să nu distrugem. Și cel mai important lucru e să nu ne distrugem noi ca rasă. Se spune în felul următor, cum a dispărut
limba dacilor în 150 de ani. Am citit foarte mult despre acest lucru. De fapt, limba dacilor n-a dispărut niciodată. Nu puteau să distrugă. Nu ne pot distruge ca rasă. Nu există discuție despre așa ceva. Dar, de fapt, noi exportăm copii. Dăm familii întregi la export. Să meargă în afară să muncească. Nu este normal. Trebuie să facem în așa fel încât să le mărim salariile oamenilor să rămână în România. Corect. De ce să dăm oameni la export? De ce să devenim o țară de consum? De ce să se sperie omul acum și mă întrebau foarte mulți, domn primar, a venit gripa porcină în Drăguțești? Am spus că nu. Nu-mi permis să spun anumite lucruri. Dar nu cred că în Drăguțești ar fi îmbolnăvit vreun porc. Nu avea timp să îmbolnăvească. Stimate domnule, am ajuns la finalul emisiunii. O emisiune, să spunem aparte, o emisiune de suflet. Am mai lămurit din ceea ce ne apasă poate deseori pe suflete. Sper că cei care au avut urechi să audă, să fi ascultat, să-și pună niște semne de întrebare. Vă lansăm invitația să ne onorați cu prezența la o nouă emisiune, căci sunt, slavă Domnului, multe de vorbit. Să nu uităm că suntem români, să nu uităm că ne iubim și avem un suflet mare. La asta nu trebuie să renunțăm toată viața. Să nu alergăm întotdeauna pentru bani și pentru construcții. Să alergăm pentru noi ca oameni, pentru bunăstarea oamenilor, pentru bunăstarea noastră ca români. Și a sufletului în egală măsură. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută și dumneavoastră și invitatului nostru de astăzi. La revedere!